La Galați, campania a decurs relativ fără incidente. Unii candidați au considerat însă că lupta cea mai aprigă se desfășoară între afișe. Astfel, materialele de promovare electorală a candidatului PRM, Gigi Sechila, au fost îndepărtate. Dacă de pe panourile special amenajate, posterele sunt ușor de îndepărtat, pentru a dezlipi un afiș de 12 metri pătrați este nevoie de ceva mai mult efort, lucru care demonstrează încrâncenarea contracandidaților lui Sechila să îl îndepărteze din luptă. Tocmai am încercat să smulg rămășițele unui afiș electoral. Din păcate, campania electorală se dovedește a fi... sau mulți candidați din campania electorală apelează la tertipuri nu foarte decente, să spunem așa. Aici a fost un afiș electoral cu candidatul la Senat, Gigi Sechila, de 12 metri pătrați, prins cu dibluri, material foarte rezistent, iar cineva, deocamdată nu se știe cine, a reușit să smulgă acest afiș. Nu se știe cum a făcut-o. Campania electorală de multe ori nu este o luptă ușoară. Unii candidați consideră însă că maniera cea mai facilă de a scăpa de un adversar politic este de a îndepărta materialele de promovare electorală. Conform polițiștilor, orice deteriorare, murdărire sau distrugerea afișilor este sancționată cu amenzi de la 600 la 1000 de lei. Aceste acte de vandalism arată cum oamenii politici uită imediat de promisiunile pe care le fac electorilor că vor fi corecți și comit infracțiuni încă din timpul campaniei. Candidatul din partea Partidului România Mare, Gigi Sechila, nu renunță. Va amplasa un nou panou de 12 metri pătrați în același loc, pentru a le demonstra adversarilor că nu se lasă intimidat de mișcările deloc fair play de care au dat dovadă. Sechila candidează pentru un fotoliu de senator în Colegiul 3.